Morning Glory, Morning Glory. Mărțișor sau morțișorii? Și bonjurică, bonjurică, suntem live acum și o să fim live imediat și la ProTV-ul mare, așa că îi spunem bună dimineața domnului avocat specializat în drept penal Laurențiu Coman. Bună dimineața! Bună dimineața! Numai bună nu este lup să fii sau vânător, dar în rest suntem primii pe țară, al doilea pe județ, începe o ediție specială a emisiunii Pro și din contră cu Exarhu. Și dăm legătura Glory, nu mai vă băteți ca Chiori la ProTV-ul. Bonjurică. Bună dimineața. Bonjurică, ce facem? Ați ucis să tot. Nu scoateți lupul basma curată, atât vă zic. Nu, avem doi vinovați principali în acest basm, lupul, dar nu știu dacă știți că lupul a ajuns și la terapie la un moment dat și a fost cuprins de remușcări și, bineînțeles, terapeutul a acceptat faptul că el este totuși o fiară, a mâncat, sigur, a atacat un copil nevinovat, a înfulecat și carne crudă și tot ce cuprindea coșulețul scufiței roșii și la sfârșit terapeutul i-a spus lupului: măi, eu înțeleg, toate ca toate, ai făcut toate lucrurile astea, bă, dar de ce să te îmbraci în hainele bunicuței? Vrei să vorbim despre asta? În fine, alături de noi este avocatul Laurențiu Coman, specializat în drept penal. Veniți puțin mai aproape de microfon, vă rugăm frumos. Și rechizitoriul este aspru, dar sever. Sunt trimise în judecată două persoane de către procurorii Iacob și Wilhelm Grimm. Primul inculpat, lupul. Iată pasajul care, nu-i așa, îl aruncă în spatele gratiilor. Mulți ani de pușcărie pentru lup. Când ajunge la ușă și își face vocea pițigăiată și bunica lasă să intre crezând că este scufița, și imediat, bam, pedeapsă. Avem o infracțiune de violare de domiciliu. Pe lupul se găbjește cu o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani. Acesta o înghite de vie, adică o sechestrează în limbaj juridic, se îmbracă cu niște haine din dulap și se pune sub pătura bunicii. Lupul a înghițit-o pe scufiță de vie, adică o sechestrează. Da. Ce înseamnă asta în rechizitoriu? Aici avem două fapte de lipsire de libertate în mod ilegal. Odată față de bunică, înghițindu-o, și apoi față de scufiță. Deci două fapte, ambele pedepsite cu închisoare de la 3 la 10 ani. Dar vorbim întâi, e vorba de o faptă față de o persoană, nu-i așa? Minoră. Minoră, cum este, da, scufița. Și iar cealaltă este pentru punerea în pericol a sănătății, pentru că lipsirea asta, evident, că da, nu-i face bine bunicii. Dar avem totuși canibalismul în codul penal? Se pedepsește canibalismul? Da, nu avem un codul penal, că nu sunt la noi. N-au fost cazuri, da, de asta, exact. Da. Nu avem nici mușcături de rechin sau lucruri din astea. Da, avem infracțiuni asimilate, da, care pot fi, că ele intră în, e cu umorul prin cruzime acolo. Că e canibalismul, da. Adică codul penal siberian ar avea o diferență, pentru că știm că acolo oamenii din când în când beau și se transformă unul pe celălalt, adică doar unul pe celălalt, în colțunaș, da, în pelmeni, de cele mai multe ori. Cu siguranță. Da, cred că acolo avem o singură infracțiune, asta. Asta, și anume faptul că îl mănâncă fără sos, din ce înțeleg. Pentru că nici acolo, așa cum se întâmplă și în viața reală, stimați telespectatori, curierul îți aduce pelmeni, îți aduce, nu-i așa, un tovarăș de băutură, dar niciodată nu îți aduce cartofii și sosul. Sunt aceleași probleme și în Siberia și aici. Acesta îi spune scufiței să culeagă niște flori ca să-i facă un buchet bunicii. Aceasta îl ascultă, el întreabă unde stă bunica și ei răspunde că în mijlocul pădurii se repezise să meargă la bunicuța acasă. Ce avem aici? De aici este tentativa la infracțiunea de omor calificat, unde avem o pedeapsă de la 15 la 25 de ani. Și în total, având îndeplinite toate condițiile pentru starea de premeditare, iar în total pentru faptele pe care le-a săvârșit, lupul într-un final sfârșește cu o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Cumulând toate faptele. Pedepse, da, toate pedepsele, da, de la toate faptele săvârșite. Îngrozitor, dar mai avem vânătorul. Vânătorul este nevinovat în această situație, mi se pare incredibil. Vânătorul a făcut o faptă bună, dar făcând o infracțiune, pentru că el era oricum urmărit în pădure, erau deja pe urmele lui, făcea mult braconaj
Și într-un final el este pedepsit pentru braconaj, dar primește clemența autorității pentru că a reușit să salveze bunicuța și da. Scufița. Dar să nu uităm, pădurarul trece pe acolo și se gândește să intre să vadă ce face bunicuța, îl vede pe lup și îl împușcă pe loc. Da. Asta înseamnă braconaj. Exact. Asta înseamnă braconaj din obișnuință. Da. Da. Iată un caz care readuce speranța în ochii bunicuțelor din toată lumea. Gestul Morning Glory readuce dreptatea aici și la televizor, dar și la radio. Îi mulțumim domnului avocat Laurențiu Coman și echipei sale de investigatori care, iată, printre colbul tomurilor bătrâne, aduce adevărul la suprafață și, nu în ultimul rând, dreptatea pentru familia îndurerată a Scufiței Roșii. Vă mulțumim încă o dată și întotdeauna suntem aici la venim Pro TV și la sigur. Morning Glory de partea dreptății și întotdeauna o să facem tot ce putem să scoatem la iveală aspectele penale din așa zisele povești nevinovate pentru copii. Vă mulțumim din nou și vrem să fim primii care vă urează un Paște fericit. Asemenea. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Așa, Doamne ajută. Pro și din contră cu Exarhu. Multă tensiune, dar iată și lacrimi de bucurie acum și de emoție la finalul acestui parcurs atât de încordat pentru a aduce dreptatea în pădurea întunecată în care s-au săvârșit aceste înfricoșate fapte. Mulțumim domnului avocat și echipei sale, mulțumim Simona, nu-i așa, da? Andreea, Remus, Alex. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim CMP, practic. Exact. Mulțumim într-un cuvânt. Și noi vă mulțumim că ne dați ocazia să scoatem la iveală adevărul din poveștile astea. Da, pentru asta ați terminat o facultate, mi-e teamă. Temere mare. Și pentru asta. Și pentru asta, sigur. Bineînțeles, da. Până mai este doar un pas până când Morning Glory și domnul Laurențiu Coman va merge mai departe acolo. Nici cu gândul nu gândeam, anume dreptate pentru Tom, dreptate pentru Jerry. Va trebui să facem dreptate și în desenele animate în care un șoricel diabolic încearcă să dea vina pe un biet motan traumatizat care doar încearcă să-și facă meseria. Da, de motan. Să-și câștige pâinea de zi cu zi. Am vrut să facem un mic anunț. Morning Glory nu se oprește aici. Basmele sunt povești pentru copii. Desenele animate, în schimb, formează generații. Da, formează spiritul alături copilului de mâine. 101 dalmațieni, abia aștept. Oh, da. Da, investigăm. Răpire de minori. Oh, ce e acolo? Da, da. Ce e acolo? Și încă câți? Și câtă violență. Exact. Pisicile aristocrate, la fel. Este uluitor. Da. Este uluitor. Cât de multă brutalitate este în lumea asta. Ca să nu mai vorbim de Lion King. Da, da. Nu. Câtă durere. Da, da. E, cum să spun, ne trebuie vagoane de batiste ca să mergem departe până la capăt cu dreptatea în aceste cazuri. O să vedeți că am mai găsit suntem acum în investigații pe fabulele lui Esop. Aha. O să vedeți acolo câte lucruri se pot întâmpla, nici cu gândul nu gândiți. Da. Așa că pentru data viitoare, da, o să pregătim câteva dosare din fabulele lui Esop, pentru că știm că acele sunt pilde scurte, dar ele sunt încărcate de, da, infracțiuni. Asta este, și o să vedeți. Practic, în momentul ăsta am anunțat Morning Glory și invitatul său semi-demi-permanent, Laurențiu Coman, anunță debutul programului Prima Pildă pentru, da? Da, sigur. Pentru cei însetați. O pildă atât pentru fiecare. Da, da, da. Așa, da, se va numi atât dreptate cât și justiție. Mulțumim foarte mult, domnule avocat. Drag, să aveți sărbători frumoase la birou, dar și noi vrem să vă spunem un Paște fericit. Noi vinerea viitoare nu lucrăm și de asta să vină miercuri cu bine și să ne lase, deci da, există, să ne lase luminoși. Și da, domnește, să ne vină cu bine și noi. Mulțumim foarte mult, cum îi spunem domnului avocat. La revedere și mulțumim revedere foarte mult. Și vă lăsăm puțin să-l ascultați pe domnul nostru Radu Paraschivescu, după care o să stăm de vorbă cu Hefe, probabil. Da? Da. Și vedem, mai vedem pe cine mai nimerim de la Coma. Da. Hai, România are sânge de rocker, astăzi foarte mult sânge de rocker. Avem single în premieră, avem album nou,
și abia așteptăm să dădem puțin mai tare aici. Dar până atunci, haide, puțină cultură. This is Morning Glory at Rock FM.